Primarul de la Dragotești, Vili Pasăre, s-a întâlnit cu șefii diviziei miniere pentru a discuta despre persoanele din comuna pe care o conduce, care vor părăsi sistemul minier și energetic. Odată cu închiderea perimetrului din zona Dragotești, mai mulți angajați ai Complexului Energetic Oltenia care sunt din zonă vor rămâne fără locuri de muncă. Pasăre spune că va discuta cu factorii de decizie din CEO pentru a găsi soluții. 12 persoane din Dragotești ce lucrează în cadrul Complexului Energetic Oltenia vor rămâne fără obiectul muncii după ce perimetrul minier din zona a fost închis. Primarul din Dragotești, Vili Pasăre, încearcă să găsească soluții pentru oameni. O să găsim alternativă. Deocamdată primul pas este șomajul. După aia o să vedem, da? Alternative. Din Dragotești numai 12. Din Mătăsar și alte zone mai multe. După discuție, vorbim după discuția care o avem. Trebuie cu dumneavoastră. Găsiți soluții cu divizia minieră? Neapărat, de aia suntem aici, că nu suntem pentru altceva, da? Afectate de închiderea minei din zona Dragotești sunt și persoanele care locuiesc în Mătăsari.